Cine este și cum arată soția lui Ciprian Antone de la Cheșla Cuțite 2021, concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu? Cum arată soția lui Ciprian Antone de la Cheșla Cuțite 2021? Ciprian Antone, în vârstă de 40 de ani, este concurent în echipa albastră a lui chef Florin Dumitrescu, în sezonul 9 Cheșla Cuțite 2021. Cine este soția lui Ciprian Antone de la Cheșla Cuțite 2021? În audițiile Cheșla Cuțite 2021 și-au făcut apariția Ciprian Antone și soția sa, Gui Hong Nung. Cei doi îndrăgostiți sunt pricepuți în bucătărie și au vrut să afle cine este mai apreciat de jurații Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Deși au trecut în etapa următoare împreună, în echipe a ajuns doar Ciprian Antone. Chiar dacă concurentul și-ar fi dorit pentru soția lui să aibă parte de această experiență. Acesta face tot posibilul în competiție să o facă mândră pe cea care îl susține de acasă. Ciprian Antone își iubește enorm partenera de viață și profită de fiecare ocazie să-i arate acest lucru. Pe contul său de Instagram, el nu contenește să-i facă declarații de dragoste și să spună public că soția lui este cea mai importantă din viața sa. Ea este eroul și Dumnezeul meu. Altceva chiar nu poate funcționa fără ea. Mulțumesc că mă suporți, a scris Ciprian Antone pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu soția lui. Ciprian Antone de la Cheșla Cuțite și Gui Hong Nung au o afacere împreună. Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu este antreprenor și conduce un restaurant în București, alături de soția lui, Gui Hong Nung. Pandemia ne-a dat curaj să facem asta. Am renunțat la vechiul loc de muncă și am decis să facem altceva. Sunt ospătar, ajutor de bucătar, livrator, hostes și tot. E foarte mișto. Cred că cele mai mari satisfacții le extrag din lucrurile mărunte, a dezvăluit în audițiile Cheșla Cuțite 2021 Ciprian Antone. Soția lui Ciprian Antone, în audițiile Cheșla Cuțite, sezonul 9. Chiar dacă au împreună o afacere, ei au participat la Cheșla Cuțite separat, în calitate de rivali. Tânăra a gătit o rețetă gustoasă de nodles cu legume și creveți, pentru care a primit 2 cuțite. În timp ce Ciprian Antone a ales să pregătească o supă cremă din ardei copți cu sfere crocante din brânză de burduf și pulbere de tarhon. Un preparat gătit în premieră în audiții, pentru care a luat 3 cuțite din partea juraților.
deși au venit împreună la Chef la Cuțite 2021 și au ajuns în bootcamp, în echipe a fost ales doar Ciprian Antone. Ciprian Antone, concurent în echipa lui Florin Dumitrescu la Chef la Cuțite. Antreprenorul are o vastă experiență în domeniul restaurantelor, în special pe parte organizatorică. După ce i-a impresionat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Acesta a ajuns în echipa albastră și se luptă pentru a ajunge în marea finală a sezonului 9 Chef la Cuțite 2021.